dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție In Star Show. Sezonul 2. Astăzi stăm de povești cu una dintre cele mai fresh și cool artiste al momentului. Este vorba de Iraida, talentată în voce și onestă în scris, și-a creat rapid un stil aparte prin unicitatea personalității, a stărilor și a energiei transmise prin muzică. Iraida a început să compună de la vârsta de 16 ani și astăzi este una dintre cele mai prolifice compozitoare, semnând piese pentru artiști precum Ruby, Dorian Popa, Alexandra Stan, Shift, Olivia Adams și, bineînțeles, pentru ea înșiși. Așa că, fără doar și poate, o invit alături de mine pe Iraida să stăm la povestea. S-a modificat Instagram-ul de când am intrat ultima dată. Bună, Iraida, bine ai venit la Instar Show! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația! Mulțumesc cu așa prezentare, cu așa prezentare, dacă știai, îți băgai telefonul încărcat, nu? Păi timp! Bun venit, Iraida, la Instar Show, mă bucur foarte mult să te am alături, să povestim, să te văd. Și vreau să te întreb în ce stare creativă te prind în prezent. Să știi că foarte bună. Bine, până acum n-am avut neapărat probleme sau blocaje de genul ăsta. Mm-hmm. Da, din fericire, mulțumesc, Doamne. Dar, uite, de exemplu, chiar duminică plec într-un music camp. Mm-hmm. Și aștept să fac piese bune, sincer. Sper. Faci mereu piese bune. Să știi că sunt un super fan al tău, recunosc, știi că mereu te... Ce tare, ador! De când am descoperit prima piesa ta, Gândurile, a fost, de atunci am zis că nu se poate, eu trebuie să urmăresc pe această femeie, că face niște chestii foarte mișto. Toți aminte oameni. Da, chiar trebuie, adică faci niște piese foarte, foarte, foarte mișto. Hai să vorbim un pic despre debutul tău și până în prezent. La ce te așteptai? Te așteptai la un succes fulminant, mai ales în străinătate? Ce înseamnă pentru tine succesul? Wow, câte întrebări. Sunt foarte bune întrebările, să știi. Nu mă așteptam. Mi se pare că mai e ceva de muncă până să ajung acolo. Nu e vorba de modestie sau ceva de genul ăsta. Sunt facts, știi? Trebuie să... Simt eu că trebuie să muncesc puțin mai mult, dar nu se știe niciodată, poate o să vină ceva așa divin asupra mea. Succesul pentru mine, să ajungă muzica la cât mai mulți oameni. Și pare puțin clișeu, dar nu este, chiar nu este. Uite, de exemplu, cu piesa Gânduri, eu am pus-o pe net cât timp eram artist independent și am zis, băi, nu e o piesă comercială, știu că nu ar avea șanse pe radio, dar simt să o dau mai departe, să o dau un nume, să o asculte oamenii, știi? Și aia a fost piesa care a făcut cele mai multe vizualizări. De obicei sunt alea la care nu te aștepți. Și, na, stai seama, mi-a dat așa un vibe mișto că pot să fac lucruri dacă nu se încadrează în ceva neapărat. Dacă ai fi acum la începutul carierei tale, ai face ceva diferit? Nu știu dacă aș face ceva diferit, dar mi-aș fi dorit ca eu de atunci să am mai multă încredere în ceea ce fac, în ce scot din mine. Pentru că, bine, noi ca artiști suntem foarte vulnerabili. Și în același timp trebuie să fim și foarte cerebrali atunci când... E o combinație fatală, sincer, e haos. E fix haos. Haos este cel mai bun cuvânt. Și nu... Te cam pierzi, câteodată te pierzi. Și e... Câteodată e bine, poți să fructifici din chestia asta, dar alte ori te duce pe niște căi... downfall. Aș vrea să-i salutăm și pe toți cei care ne sunt alături, care intră, ne urmăresc. Dacă aveți întrebări pentru Iraida, vă rog să le lăsați în comentarii sau există acolo un butonaș cu un semn al întrebării, puteți să trimiteți acolo întrebările. Olivia Adams, dacă ai întrebări pentru Iraida, poți să ne scrii și tu. Cu drag îți va răspunde la asculte întrebări. Olivia, nu că n-ai ști deja tot. Ar fi drăguț să primim o întrebare de la Olivia. Când e gata textul pentru noua piesă, Iraida? Când?
Care crezi că este nivelul actual al industriei muzicale din România? Ce elemente lipsesc? Ce elemente îți propui tu să aduci în prim plan? Mamă, mi-ai dat întrebările alea cele mai grele. Păi da? După aia am zis, bă, ce ai zis, mă, acolo? Wow, dar să mă gândesc un pic, că este complicat. Mi se pare că în momentul actual, nu zic pentru că fac eu parte din echipa asta, dar într-adevăr Globalul a luat-o, a urcat bine de tot cu piese pe care le-au zis peste tot, evident. Mi se pare că s-au deschis niște uși noi pentru toată industria, dacă mă întreb pe mine, pentru că una este să faci muzică în engleză din România și alta este să faci muzică în engleză din UK, din Polonia, din America, din... Na. Not the same thing. Really not the same thing. Și mi se pare că au reușit niște chestii foarte mișto. Și chiar dacă nu sunt ale mele, deci mi-am zis, băi, al mele, I'm really proud. Și că au expandat așa puțin. Se aude ceva ciudat. Acum? Se mai aude? Acum e mai bine, da. Acum e mai bine. Ok. Nu, dar nu te auzeam, se auzea un bujit, cred că se mișca telefonul. A, probabil. Da, așa. Și ce mă aștept eu să aduc în industria asta? După cum ați putut observa până acum, oameni buni, eu sunt destul de sinceră de fel. Și așa sunt și în muzica mea și în textele pe care le scriu. Și cumva mi se pare că această cruditate ambalată frumos este ceva ce nu prea se găsește. Momentan, cel puțin. Poate da un trend, cine știe. Exact. Următoarea mea întrebare este ce te inspiră în crearea pieselor? Se face mai muzica să fie mai bună din trăiri sau din imaginație? Eu până acum tot ce am scris, am scris din tot ce am trăit. Probabil când o să... nu știu, când n-o să mai am ce să mai mulg de acolo, probabil o să las imaginația. Bine, în fiecare poveste câteodată trebuie să te duci un pic mai așa, în funcție de subiect, în funcție de artist, mai ales pentru că sunt mulți artiști care, evident, n-au trăit ce ai trăit tu, dar baza este din trăiri, din trăirile mele. Spre ce nivel crezi că se îndreaptă muzica la nivel worldwide? Mai ales, întrebați, mai ales că lucrezi și cu Global Records, care sunt peste tot. Te referi? Crezi că vor fi, care nu știu, care crezi că vor fi noile tendințe, atât în ceea ce privește sound-ul, nivelul consumerismului, poate sound-ul tău? O să zic ce sper. Sper să... De fapt, am văzut, nu în România, într-adevăr, dar în rest, a revenit așa un pic... punk-ul, un pic pop-rock-ul, așa un iz, puțin frumos. Și sper că, nu știu, sper că o să se mărească chestia asta, pentru că mie îmi place foarte mult. Adică de când eram mică, ascultam, eram... Yeah! Și îmi place foarte mult. Dar asta nu înseamnă că nu mă poate să aibă, nu știu, alte arome muzica aia, știi ce zic? Am observat anul trecut. Anul trecut și-a lansat Dua Lipa albumul, cred. Cred că anul trecut, dacă nu mă înșel. 2021 sau 2020, oricum. Când și-a lansat albumul, a fost așa un trend de anii 90-80 de sound-ul ăla, care a fost foarte mișto. Ce m-a surprins a fost că s-a și dus repede trendul, știi? De obicei rămâne un pic mai mult. Și îmi dau seama că pe ani ce trece, trendurile se schimbă atât de des, încât nu mai poți să ții pasul cu ele. Și mă gândesc că e foarte greu pentru un artist să țină pasul sau să-și mențină aceeași imagine non-stop și să aibă o coerență, o linie dreaptă în sound. E foarte greu pentru că, în primul rând, muzica se fumează foarte repede acum. Da. Este la îndemâna oricui. Înainte nu era așa ușor să asculti muzică. Chiar nu era. Acum e peste tot. E greu într-adevăr să rămâi pe același stil. Plus că foarte mulți urmăresc, cum ai zis și tu, trendurile. Adică sunt artiști care doar asta fac. Adică dacă scoate Dua Lipa o piesă funk, scoate și el funk. Evident că nu ai cum. Adică trebuie să vii cu o oareșcare mică, cu originalitate, un pic de flavor, un pic de ceva. Nu,
It's not working that way. Și în același timp este foarte greu să dai trendul. Na. Așa e. Românica. Aș vrea să povestim puțin despre Supernova, ultima piesă a ta care m-a scos la plimbare noaptea la ora 10 din casă ca să ascult în mașină. Foarte, foarte tare. Aș vrea să întreb ce înseamnă pentru tine această piesă. Aki se trimite rachete, ți-i zborul spre cea Supernova. E o piesă pe care foarte repede. Adică a curs bombă. După cum am zis, e tot ce scriu este din experiența proprie, plus un pic de ceva. Plus un twist acolo. Da, da. Recunosc că, de fapt, nu știu dacă ar fi bine să recunosc, dar mie place foarte mult piesa asta. Măi, mie place, nu mă sparge. Pe mine nu mă sparge nimic din ce fac. Niciodată. Niciodată. Dar piesa asta I love it. Nu știu, mi se pare că are ceva nebun în ea. Mi se pare că explodează ceva acolo. Ca o Supernova. Ce ca crezi? O Supernova. Bun. Cred că, acum nu știu, eu nu sunt un artist, nu compun, nu, nu. Mi-ar plăcea să fac asta, dar nu situația. Cred că în momentul în care scrii o piesă, lucrezi la ea, o asculti de atât de multe ori, cred că pentru tine ca artist, ți se ia un pic de aia. Nu știu dacă e corect ceea ce zic, dar cred că un pic ți se ia. Știi? Și atunci, în momentul în care o lansezi, de-abia aștept să o pui pe piață, să o asculte și altcineva, să fie la modul, ok, eu am ascultat-o, o iubesc. Acum nu prea, că nu mai pot de-a, vouă, vă place, o iubiți, știi? Atâta dreptate ai, cât e direct, Doamne, nu, deci ajungi să le detești. Mai ales, să zicem, dacă este o piesă care necesită multe schimbări. Mm-hmm. Nu, efectiv ajungi să o urăști și după aia vezi că toată lumea o iubește și ești gen, nu pot să te mai iubesc din nou, că te mai pot, pleacă, nu vreau să bine, adevărul e că Doamne ajută să ajung în postura în care s-aud atât de des la radio piesele mele, încât să nu le mai suport, să schimb, să nu mai aud odată, of, groaznic. Încă puțin. Cred că în 2 ani de zile o să mai facem un live și o să te întreb, îți aduci aminte când voi ai să... Bun, hai să vedem cât de mult îți iubești piesele tale și acum următorul set de întrebări. O să pornim de la titlurile pieselor tale. Și prima întrebare este, cum arată Modern Love în propria ta viziune? Cum arată? Da. Cum arată? Cum arată? Iubirea modernă. Ne iubim prin mesaje sau ne mai vedem și noi din când în când? Pe principiul ăsta. Că dacă ești capricorn, e posibil să vrei distanță. Eu. Nu știu, este foarte complicat. Mă uit la cei din jurul meu și îmi dau seama că e din ce în ce mai greu să găsești dragostea. E trist. Mai ales când ești gemeni și trebuie să o găsești să te iubească de două ori. Mor. E din ce în ce mai greu, în ce mai greu oamenii... Nu că nu mai sunt focusați pe asta, dar nu mai reprezintă o prioritate pentru oameni dragostea. Munca e pe primul loc și înțeleg și partea asta, chiar o înțeleg, pentru că foarte mulți oameni și-au mega satisfacții din asta și eu mi-au mega satisfacții din asta, dar at the end of the day, you need to love somebody, adică n-ai cum, dragostea e totul, e absolut totul. Ce îți dă insomnii și cum scapi tu de ele? Deci n-am, vreau să-ți spun o cam mică paranteză. De 2 săptămâni dorm maxim 4 ore pe noapte, deci, foarte mult. Nu e așa? Așa mă gândeam. Da. Ele, ce pala mea. Nu, deci îmi dă-mi gândurile. Dacă ajungem și acolo, nu-mi pune întrebările. Definiția overthink-ului la modul, pa. Adică câteodată stau și mă opresc și îmi zic, termină, nu, stop doing this, știi, că îți faci rău, nu mă pot,
mă pot controla cu chestia asta. Pur și simplu, mi se duce gândul în 700 de părți și din alea 700 de părți, încă 700 de părți. Și pur și simplu mă consumă teribil, mă consumă teribil. Dar eu sunt genul de om care are nevoie să aibă o soluție, de exemplu, dacă are o problemă, are 10 rezolvări și la fiecare 10 rezolvări să mai fie încă un plan B și după aia încă un plan C. Știi? Adică nu-mi place să, nu știu, îmi place să fie tot on point. Aia e. Sunt control. Bine, am zis-o. Îți place să deții sau să-ți pierzi controlul? Mamă, ce întrebări bune! Andreea, îți mulțumim pentru aceste întrebări că Andreea le-a făcut. Sincer, mai mult îmi place să dețin controlul, Nargană, la ai, dar câteodată e bine și să spice. Da. Te duci departe, gata, ce atâta. Mi-am adus aminte de o piesă. I'm losing it, da. Acum am tot. Da, nu o să l-am ajutat în tot, în schimb am fost la Saga. Nice. Da, a fost o alegere foarte bună, nu m-am mișcat din hangarul bubuierii, bumții, acolo am stat. Aia mergi. Da. Uite, atunci n-am deținut controlul. Și bine a fost. A fost foarte bine. Care sunt lucrurile la care preferi să renunți din când în când? Letting go. Ce întrebări bune face băiatul ăsta. Hai să mă gândesc un pic. Cred că nu știu dacă pot 100%, dar îmi place să cred că câteodată mă opresc din a mă mai biciui singură, știi? Nu, ești foarte bună, trebuie să mai lucrezi, mai lucrează încă 750 de ore, mai fac acolo 50 de variante. Nu, că trebuie să fii top, dacă vrei să fii top, trebuie să muncești. Cât să muncești? Cel mai mult. Știi? Îmi place să cred că câteodată pot să las asta. Nu lăsa! Dacă ar fi după mine, te-aș închide într-un studio și ai sta numai acolo și aș devora muzica pe care o faci. Cer și eu, asta aș face. Doamne, deci prietenii mei, nu știu de ce mai sunt prieteni, sincer. Pentru că mereu zic, bă, nu am când să mă văd, nu am când. Am studio, am sesiune, am aia. Oh, îmi pare rău, guys. I love you, Iraida, so much, my sister. How are you? But Tuhan Pesin, but I cannot pronounce that name, I'm sorry. Care prieteni, Shabaghi? Care prieteni? Foarte deputat, sunt doi. Care sunt primele tale gânduri de dimineață? Să-mi iau telefonul în brațe să văd ce am primit, dacă e ceva, par de ceva, dacă trebuie niște versuri, dacă trebuie niște linii, dacă bam, no. Din nou, workaholic. Ce să-i faci? Cine ești tu când nimeni nu te vede? Care jucorie! Mă, eu cred că trebuie să am într-o sesiune. Sincer, sunt aceeași. Și cred că asta e chestia cu care mă mândresc în ghilimele fără. Că nu sunt genul care să schimbe starea sau personalitatea în funcție de cine e în jurul ei. Adică nu o să mă vezi pe mine, nu știu, să lingușesc pe cineva sau chestii de genul ăsta. Nu, tăticule, la mine ce îngușă și căpușă, nu există. Dacă nu-mi place de tine, nu stau lângă tine. Punct. Pleci din cameră, hai. Nu se poate. Nu pot să stau să-mi iau cărcâri și chestii de genul ăsta. It is what it is. Te înțeleg perfect și am un prieten care tocmai am intrat și mereu îmi spune, o să zic după aia în privat că nu pot zic acum, îmi spune, nu mai scoate pe gură, controlează-te, empatie, iubire, dragoste, îmbrățișări virtuale. Da. Și eu, ok, problemă, rezolvă, ce vii la mine cu ea, n-am timp, n-am chef, lasă-o.
sunt foarte pare, direct și de multe ori, da, pare că sunt insensibil. Și da. Eu? De fapt, noi avem o altă formă de a rezolva. Adică dacă vii la mine, nu știu, să te plângi, exact. Nu sunt acolo pentru tine, dar sunt acolo să-ți dau o soluție, gen. Da, și dacă vii la mine cu aceeași problemă, again, te trimit la o parte. Care ți-am dat-o? Dacă ai fi să fii un super erou, ce putere ți-ai dori să ai și ce ți-ai dori să schimbi sau să îmbunătățești? Ce putere mi-ar plăcea să am? Eu cred că suntem cu toții niște supereroi. Așa. Lasă-mă să zic la ce vreau să ajung. În sensul că mi se pare că cine are dragoste de oferit are deja o superputere. Și cine are dragoste de oferit și o face necondiționat, știi? Cum zicea și mai devreme, oamenii nu prea se mai focusează pe love, e o nebuloasă totală. Și fix oamenii aia care oferă dragostea necondiționată sunt evident cei mai vulnerabili și cei care sunt răniți cel mai ușor, dar nu, când ai atât de multă dragoste, nu poți să nu o dai, știi? Te explodează în tine, efectiv, nu poți, nu ai cum. Mie îmi place foarte mult. Bine, în felul meu, că na, fiecare iubește la mine, nu știu, sunt alte acțiuni față de basic, gen, hai, tu te cucolușezi. Nu, la mine eu ți arăt alte dragoste, dar ți-o arăt, știi? Adică îmi place să fiu acolo pentru omul ăla, orice ar fi. Nu știu, dragostea chiar mi se pare o super putere. Like, for real. Avem o întrebare de la Ștefania Michela. Se întreabă cu cine îți dorești cel mai mult să lansezi piesă. De la noi sau? Cu mine, doar cu mine. Eu. Rău de tot să lucrez cu Skrillex. Foarte mult mi-ar plăcea. Da. Nice. Și o să se întâmple la un moment dat. Pare puțin huge acest vis, I know, dar un vis e un vis. E un vis și... Sincer, nu cred că e imposibil de realizat. Nici eu nu cred că e imposibil, dar asta, știi, mi se pare așa, are un niz de posibilitate. Exact. Da. Te întreabă persoana care nu poți pronunța, Batun Pen Senofisher, what's your favorite song of all? Supernova, for sure. That's my favorite song. Like eu tot la gânduri am rămas tot acolo. Adică îmi place Supernova, o ador, că e așa. Așa. Dar gândurile, că da, e foarte mișto piesa. Adică, oricum, nu cred că pot să le compare. Adică pe Supernova aș dansa, pe gânduri nu prea aș dansa neapărat. Adică, știi, aș dansa în club, că probabil e sonorizarea, dar sonatură. Dar în mașină o ascult că îmi place foarte mult. Și partea aia unde spui, vreau să rămân eu doar cu gândurile mele, mi se pare, ce drăguț! Me time! Exact! Time, I love. Ultima mea întrebare pentru tine este una clasică, Instar Show, și sună cam așa. Ce mesaj are Iraida din prezent și vrea să-i transmită Iraidei din viitor? Wow! Din prezent și vreau să-i transmit din viitor. Ok. Nu, stai. O să te uiți în urmă la acest video și să vezi cât de fraier ai fost. Când ai crezut că poți să ai piesă cu Skrillex. Și acum tu ai... Foarte tare! Foarte tare! Da. Uite, îți promit, când o să faci piesa cu Skrillex, O să salvez acest video, îl pun acolo la păstrare, îl bag într-o capsulă sub pământ, 10 metri acolo, știi, și o să-l scot. Te rog, da. O să-l trimit peste tot. Te rog, da. Cu subtitrări. Că da. N-am vorbit român. Cu subtitrări. Hai, bă. Da, că...
Îți mulțumesc foarte mult, Iraida. Am pronunț bine numele tău, Iraida sau Iraida? Dar am vrut să zic, ești prima persoană care pronunță numele corect. Doamne ajută! Iraida, îți mulțumesc foarte mult. Iraida. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine la Insta Show. Chiar mă bucur că te-am cunoscut și uite ce superb am început acest sezon 2 al Insta Show cu tine. Yay! Hai să ne propunem să terminăm cu Skrillex, ce zici? Mă gândesc că dacă ajungi să faci piesă cu el, îl trimiți și un pic la mine aici, pe la așa. Băieții mei aici. Easy. Bă, stai, veni până în România să filmăm clip, nu vii și tu aici, facem un live. Bam, bam. Hai că uite, am mai primit aici o întrebare care chiar îmi place. Tot el te întreabă, how do you write your songs? The lyrics are always so meaningful and so fascinating. I usually start from a basic word. Like, I don't know. When we're making lines, melodies, we're mumbling stuff. And sometimes some words pop, you know? And based on those words, we're starting to build the concept, or sometimes we already have the concept, but I don't know, it depends on the song. It really depends on the song. I actually saw a video of Taylor Swift on her piano doing I don't remember actually the song. It was You and I or something like that. She was basically you and it's so funny because when you hear the song, you would never imagine that that song came from a love. Exactly. Nova. Which is amazing. Has some songs and he always posts the voice memos and it's fascinating. He always has like 80% of the song. He doesn't have the mumbling stuff. He already has the fucking song. I mean, dude, what the fuck? How talented you are. What you eating from breakfast? Show me. Talent pe pâine, știi? Asta mănâncă. Talent. Mănâncă talent. Îți mulțumesc foarte mult, Iraida. Mă bucur că te-am avut alături încă o dată. Îți doresc succes în carieră, să scoți cât mai multe piese geniale, așa cum știu că o să faci. Și să ne revedem curând, poate și în București. Sper să ajung și eu curând de acasă. Mi-e dor, n-am mai fost de mult. Mozart, da. Vreau și eu acasă la mine. Că, na. Da, și la o măliguță acolo să mă duce. Vreau la la băieți. Îți mulțumesc foarte mult. Te pup, îți doresc o seară minunată și să ne vedem curând cu bine. Te pup, vă pup pe toți. Pa. Pa, pa! Nu știu cum să te scot, că n-am mai folosit live-ul de mult și s-au schimbat foarte multe, așa că o să te rog să închizi tu. Mulțumesc că lași pe mine totul. Ieși afară! Du-te pe piese! Ok, stai, nu, e un haos. Haos! E haos, ajutor! Stai, încerc. Că... Dacă se închide, voi vezi. Pa! Hai că am reușit și am găsit butonul. Perfect. Mulțumesc foarte mult încă o dată, Iraida, mă bucur că te-am avut alături de mine. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați fost alături la primul episod din Star Show din sezonul 2. Noi ne revedem săptămâna asta cu următorul nostru invitat, nu mai țin minte când, sunt un pic ruginit, dar o să fie cool. Eu sunt Claudiu, mă bucur că ați fost alături de mine. Să rămâneți la fel de veseli și simpatici ca tot timpul.